Florica Prevenda, o expoziție la Galeria NART, după ce aceste lucrări dintr-un ciclu amplu au călătorit prin multe spații extrem de interesante, muzeale. Și urmează să mai circule și în afară la anul, și în anul următor. Sunt în anul de după anul viitor. O expoziție sau o preocupare care, iată, este itinerată. Ce lucrări au trebuit să fie selectate pentru acest spațiu relativ restrâns ca expoziția să aibă rigoare și să ofere o perspectivă privitoare? Da, am încercat să selectăm lucrări care marchează etapele pe care am vrut să le subliniez în respectiva etapă profesională. Deci am selectat lucrări care să fie marcante pentru expoziția respectivă. Da. Este pictură și nu este pictură, este obiect... Da. Cum lucrez eu de obicei, dar pe data asta am încercat să aplic pe o formă de peisaj abstract problematica mea de tehnică, să spunem. Încercând să o adaptez la subiectul ales. În același timp, pictură, culoare și tehnică. Da. Deci tehnici care se întrepătrund. Da, exact. Ai marcat foarte bine. Nu mai am ce să spun. Dar ce se întâmplă cu această reîntoarcere către realitate, către natură, către natural, după perioada aceea... Da, de preocupare îndelungată, de noile tehnologii. Exact, de da. Cum da. Este marcat omul de ele, evoluăm, care sunt problemele epocii contemporane. Deci care a fost pregnantă și probabil o să mai abordez problemele. Profundă și de lungă durată. Da. Și această întoarcere către natural. Spre natură, spre locurile natale, de fapt este nostalgie, ceva care caracterizează ființa umană, care va rămâne întotdeauna, ființa umană va simți. Deci m-am întors spre o reconstituire a locurilor natale în Bărăgan, unde m-am născut, încercând să prefigurez felul în care simțeam eu la vremea respectivă suprafața de acolo, linia orizontului. Când eram copil, mă trezeam dimineața și vedeam răsare soarele, linia orizontului marcată de... care îmi delimita cerul de pământ și prin ceea ce mi-a rămas din vremea respectivă am încercat să recreez trăirile de atunci, pentru că acum m-am dus de nenumărate ori acolo, am văzut, dar nu mai este nimic din ceea ce îmi rămăsese mie în simțire, pentru că oamenii au plecat de acolo, satul, ca în toate satele, lucrurile s-au modificat, e cu totul și cu totul altceva, deci eu nu m-am mai întâlnit, oamenii au murit, deci cu aproape nimic, doar cu amintirile pe care am încercat, văzând anumite locuri, am încercat să mi le definez mai bine, ca întorcându-mă în atelier să pot reconstitui acele amintiri. Culoare și totuși o culoare foarte bine ținută în frâu. Cred că mă caracterizează să țin bine, să nu dau drumul oricum la lucruri, în încercarea de a defini ceva foarte bine, de a nu lăsa lucrurile la întâmplare. E ceva care mă caracterizează. Dar e adevărat, dacă ai văzut toată expoziția, lucrurile nu sunt chiar așa. Există o culoare puternică, am avut o sală întreagă, lucruri mai temperate, mai în funcție de problemele abordate, pentru că problemele care au fost, au fost anotimpuri într-un fel, până în toamnă, a fost exact ca și viața mea, n-am abordat iarna încă. Și atunci, în funcție de aceste anotimpuri, am abordat anumite cromatici. Și deci, în funcție de spațiile expoziționale, aici sunt restrângeri. Și n-ai cum să vezi aceste lucruri. Le-am văzut, trebuie un spațiu mare. Le-am remarcat pe Facebook, da. Am văzut și parte din schițe. Da, da. Din schițele mă joc când mă întorc acolo, pentru că mai am rudea un nepot care face agricultură acolo și atunci merg mereu la el. Și încerc să mă întorc, dar e o tristețe, pentru că nu mai e același lucru și îți dai seama că a trecut timpul și totul s-a schimbat. De altfel și titlul expoziției face apel da, la acest da, da, timp. Da, undeva în timp. Da, deci multă nostalgie. Da, da, despre asta e vorba. Eu cred că romantismul este prezent în noi, în orice perioadă,
că rămânem totuși oameni. Ne amintim că ne-am născut, că ne-am născut într-un loc, că am avut părinți, că suntem atașați de locurile alea pentru că am copilărit, indiferent cât de mult am folosit tehnica, pentru că și eu o folosesc și știu. Dar o folosesc atât cât trebuie ca să rămân în continuare cu trăirile mele umane. Sensibilitatea asta se simte în pictura aceasta, oricât de riguroasă ar fi ea. Am vrut să spun că dincolo de epoca pe care o trăim, care viteza ne scoate din ritm, nu mai vedem nimic în jur, mă uit dimineața în metro, cum oamenii stau cu telefoanele, nici nu observă de acasă până la serviciu cine e în jurul. Da. Cum arată, pentru că sunt acolo, la serviciu stau. Absorbiți. Acolo. Da. Îi văd în parc copii, uitându-se în telefon și copilul stând acolo. De fapt singur. Încă, da, singur, adică e de necrezut. Am văzut să arăt că totuși noi suntem încă oameni și o să avem nevoie. Și asta s-a văzut în perioada pandemiei. Ce dor ne era să ieșim în natură atunci când eram restricționați.